Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în Berbec, etalare pentru iulie 2021, care știți că se poate manifesta și în lunile următoare și, pentru unii, posibil a început să se manifeste în ultima vreme. Haideți să vedem energia generală pentru luna iulie, berbecuți și berbecuțe. Salutări, Lia! Prea multe cărți. Vreți să vorbiți? Aveți multe aspecte. Ce frumos! Ce frumos, interesant. Foarte interesant. A apărut libertatea. Eliberați-vă, dragii mei, de karmă. Eliberați-vă, pentru că sunteți spirite pline de pasiune. Interesant, la capătul setului de cărți, muzică. Poate cineva să facă muzică dintre cei care ascultă, da, pentru această zodie sau muzica vă eliberează într-un fel sau altul. Ascultați muzică și primiți acel impuls. Știți că sunetul are o vibrație suficient de puternică cât să ne afecteze trupul. E ca și când ați asculta muzică tare și impulsul, sunetul vă împinge să mergeți, să spargeți blocajele și să vă eliberați. Libertate este cuvântul de bază în următoarea perioadă, pentru că se apropie luna nouă, poate la această lună nouă o să manifestați, dragii mei, eliberarea de niște constrângeri, blocaje, de un teren care se crăpa dacă mai stătați mult. Ia uitați cum e terenul acesta. Ce spune? Ești liber să faci ceea ce alegi. Evident, alegi să stai pe acel teren, acolo vei sta. Alegi să faci un anumit lucru, să stai într-un anumit ambient, rigid, creativ. E alegerea voastră, a noastră, a tuturor. Noi trebuie să ne asumăm alegerea. Dacă nu vreți să vă eliberați, vă asumați alegerea. Interesant că este o altă poveste sau nu neapărat o altă poveste. Am zis că vreți să vorbiți, unii dintre voi simțiți nevoia să vorbiți și să descătușați ceva de pe sufletul vostru. Au apărut mai multe cărți care vor să spună ceva. Rămâne de văzut ce legătură au cu etalarea pe care o să o facă, da? Poate nu au nicio legătură, poate sunt aspecte din viața voastră, da? A apărut și artistul, dar e altfel de artist, nu este ca muzicianul. Evident că muzicianul și artistul sunt colegi, sunt ca frați de cruce, pentru că amândoi fac artă, însă unul face artă, alchimie prin sunete și celălalt prin culori. Da? După cum vedeți, a apărut o paletă, da? Artistul are în spate justiția, o schimbare de carieră pe care și-a... interesant. Că este o persoană, că este o altă latură a voastră, că este ceva. Vedeți pentru cine este acest mesaj. Acest artist, repet, poate să fie un personaj de sine stătător în viața voastră, care într-un fel sau altul, pentru că aveți și muzica, da, și eliberarea, și marcați mesajul pe care l-am spus mai devreme, ori vă poate susține, ori vă înțelege în această nevoia voastră de a vă elibera, de a vă exprima prin muzică, prin artă. Acest artist și-a schimbat sau și-a schimbat și el cariera. Cariera de-a lungul timpului și această schimbare este centrală, după cum vedeți. Această schimbare de carieră îi aduce, uite și interesant, îi aduce echilibru, justiția divină, echilibru, îl echilibrează și îl reconstruiește. Că este o persoană de sex feminin sau masculin, nu contează pentru mine, pentru voi contează. Că vă reprezintă tot pe voi un aspect al vostru în care voi, dacă vă schimbați cariera spre artă, vă echilibrați viața, vă dați dreptul la această eliberare și justiție divină. În continuare, alt aspect, același lucru, dar alt aspect. Dacă vă schimbați cariera înspre artă, dar o artă care vindecă și e spiritualizată, vă reconstruiți într-un sens mult mai complex. Deja aici sunt multe simboluri. Aici parcă ar fi povestea mea. Așa simt. Așadar, poate că mai sunt și alții care rezonează cu această poveste, că eu am mijlocul celui berbec, da? Și nodul nord este în semn de foc săgetător. Dar săgetătorul care vorbește despre libertate. Nu știu de ce apare, poate că cineva are ceva de învățat din ceea ce spun eu acum, pentru că eu am trăit aceste lucruri, am făcut schimbarea de carieră, m-am echilibrat prin artă, m-am vindecat prin artă, mă eliberez de karmă, justiția înseamnă și karmă, prin artă, ofer echilibru, armonie prin arta mea vizuală, așa cum consider eu, este alegerea mea, da? Este alegerea mea, o fac cu artă liberă, da? Așa consider eu, fac ce vreau în arta mea. Și pe de altă parte, pentru că am nodul nord în săgetător și casa 5-a creativității, creativitate și spiritualitate, mă reconstruiesc prin spiritualitate și ajut și pe alții, inclusiv pe voi care mă ascultați, să vă reconstruiți prin spiritualitate și atunci ating două puncte. Artă și spiritualitate. Și în felul asta construiesc prin această schimbare de care eu am trăit prin așa ceva. Da. Și de-aia vă spun, dacă sunteți în acel punct în care vă eliberați de ceva, vă susțin. Vă susțin cu tot sufletul în această direcție. Și vreau să vă arăt ce posibilități, depinde ce fel de artă vreți să faceți. Dacă vreți să îmbinați cele două, am zis, aduceți armonie, aduceți vindecare, aduceți dreptate și ajutați și pe ceilalți să se construiască așa cum și voi ați fost ajutați, evident, de divinitate să vă construiți. Și arta aceasta, repet, care poate să fie muzică, da? Nu zi musai să faceți muzică religioasă, nu. Doar pentru că a apărut spiritualitatea, nu zi musai să faceți muzică religioasă sau să ascultați muzică de meditație. Orice muzică care are un mesaj pozitiv, alegeți. E libertatea voastră, evident, e dreptul vostru să faceți ce vreți. Dar alegeți să creați, pentru că artistul creează. Să creați vibrații înalte, pentru că spiritualitatea, da, ne ajută să atingem și alte dimensiuni. Este frumos ce văd. Nu știu pentru cine o fi. Poate o să-mi scrieți. Vedeți că am făcut un nou site în care puteți să-mi scrieți în particular și să-mi povestiți. Dacă simțiți că rezonați. Dar aici am simțit nevoia să spun că eu am trecut prin aceste lucruri, le practic zi de zi și pentru că aceasta este libertatea, prin artă, prin creație. Noi primim aripi, iau că și artistul, bine, aici toți artiștii au și muzicianul are aripi, da? Toți au aripi, dar depinde cum le folosim. Ideea este să încercăm să ne ridicăm în vibrație. Pentru cine o fi, o fi pentru cineva, da? Hai să vedem. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Berbec. Nu uitați de libertate. Oh, am văzut o carte răsucită, interesant. Asul de spade. Asul de spade vorbește, chiar dacă tace, vorbește despre libertate, mai ales în această imagine care iese din teacă, din ce a fost reținut, da? Sparge, rupe lanțurile și se pregătește să manifeste ceva. E deocamdată gândul în această carte. Este gândul. Și nu vă mai gândiți la semne de aer, că nu sunt astea atât de importante. Ci vibrația cărții și mesajul pe care îl transmite. Ia uite, trebuie să vă eliberați de un blocaj mental, de o programare mentală, că voi nu... Apropo de muzică. Și dacă ascultă o anumită persoană, ar fi bine să asculte. O programare mentală, cum că n-are voce și n-are susținerea, eu știu, publicului sau n-are oameni care să susțină să facă muzica. Nu, asta e programarea din care trebuie să ieși sau să ieșiți. Cei care vreți să faceți, eu știu, orice formă de artă. Dar muzica înseamnă și vibrație. Și sunetul, muzica. Și asul de spade înseamnă tot vibrație. Încercați să rostiți cuvinte în armonie și în vibrație înaltă ca să puteți să atingeți această eliberare mai repede și mai ușor. Dar deprogramați-vă în primul rând, deprogramați-vă și eventual programați-vă pentru întâlnirea cu un suflet pereche, eventual, iau, te-am zis că sunt doi artiști. Pentru unii sunt doi artiști, iar în ultima vreme numai artă am văzut și la a treia versiune și la Raci și acum iar apare la Berbeci. Sunt curioasă la celelalte zorii. Artă, spiritualitate, libertate. Probabil că în această jumătate de an sau acest solstițiu să aducă o anumită energie. Aveți multă pasiune pentru cineva pe care considerați sufletul vostru pereche. Aș putea să zic că este și cartea obsesiilor, dar chiar este. Dar decât să stați într-o energie obsedantă în care nu puteți să manifestați, mai bine programați-vă să vă eliberați și odată cu această eliberare să creați, pentru că artistul creează, da? Creați, să creați dreptatea voastră, repet, dreptatea voastră, echilibru vostru, că asta înseamnă justiția, o altă, nu karmă, dharmă, da? Această schimbare de atitudine, nu musai de carieră, poate să fiești de carieră, dar și de atitudine, să fiți un far, în primul rând pentru voi, pentru că luminați din interior, și apoi pentru ceilalți, să vă construiți în interior și apoi să-i ajutați pe ceilalți să construiți, da? Și pentru asta aveți un profesor spiritual care vă poate îndruma, vă poate susține într-un fel sau altul și poate cândva unii dintre voi veți ajunge la această poziție, unii. Cei care vor, evident, că sunt alegerile voastre, dar libertatea vă oferă multiple posibilități, doar trebuie să ieșiți, da? Asta era pe aici strecurat, haideți să vedem. Să și tăiem cărțile, o dată, de două ori, de trei ori, soare, luna, venus, sau ascendent, perfect. Central, ce aveți? 4 de monede. Ori semn de pământ, ori niște... Iar, e o relație karmică, karma, da? Acest pământ rigid, crăpat, da? Ia uite, pe care tot ați stat. Nu, eliberați-vă de el. Hai să vedem următoarea. Ah, ce frumos! Ce frumos! Provocarea este să vă întâlniți destinul, să vă puneți dorința aceea specială. Poate unii nici nu v-a spus, tocmai din frică, că am văzut 8 de spade, da? Acea programare. Nu că eu nu sunt pregătită și să știți că se vorbește despre berbeci, că sunt îndrăzneți, că sunt încrezători. Nu sunteți chiar așa. Haideți să fim serioși, că nu toți sunteți chiar așa, pentru că suntem oameni și toți avem complexe și neîncredere. Dar dacă mai țineți la cineva rigid, dacă mai țineți la cineva cu care sunteți în karmă, eliberați-vă, pentru că steaua înseamnă și eliberare, și curățare, și echilibru energetic, da? Aici văd mai mult ambele, vreau să zic că sunt aspecte care țin de vărsător, de vărsător și săgetător. Este probabil un personaj, cum am zis mai devreme, profesor spiritual care vă poate susține, da? Să ieșiți din această programare, din această constrângere pe care ați ales-o să o trăiți. Vedem în continuare ce este. Da, este frumos, pentru că dacă ieșiți în această relație, poate să fiești de familie, da? De orice fel. Dacă ieși în această relație, o relație 4 înseamnă casă. Da? Poate să fie acasă, poate să fie cu prietenii, e o relație apropiată de suflet. Dar e karmică. Vă aduce suferințe și nu creșteți. Aici este. Învățați, aveți niște lecții de învățat și lecția cea mai importantă este a eliberării. A eliberării. Și în momentul în care vă veți elibera, pentru că aici este blocajul, provocarea, steaua este sus, strălucește, cum am zis și cu farul, da? Strălucește. Este mai greu de atins. Este mai greu de atins. Am zis, poate să fie o persoană, dar poate să fie și destinul vostru la un moment dat în viitor, pentru că e îndepărtată steaua. E îndepărtată, da? Dar nu puteți să atingeți acest destin dacă stați în această energie. Încrâncenată, cu gândul la bani, să aveți un serviciu, de la 8 la 6, de la cât, eu știu, cât lucrați voi, un serviciu rigid, vă luați salariu o dată sau de 2 ori pe lună și asta e, țineți de bani. Așa nu o să creați nimic și asta nu e libertate. Eu vă zic din experiență, cine vrea să înțeleagă, bine, cine nu, tot bine, mie îmi place libertatea mea. În continuare, în trecut aveți 7 de cupe, ați visat, poate ați avut și opțiuni, rămâne de văzut, o să clarificați, ați visat și v-ați ales cu inimi frânte. Poate lumea vă acuză că ați rănit inimi, aveți și voi inima voastră frântă, da? Și berbecii sunt de rănit. Pot fi răniți, da? În viitor aveți un vale de spade, o discuție care nu cred că se manifestă pentru că este cu spada în jos. În prezent ce aveți? 10 de cupe. Nu, e ce frumos! Aici este libertatea prin muzică și prin emoții. Ia ce frumos! În primul și în primul rând, dați-vă șansa să visați și să ascultați muzică benefică, pozitivă. Dar e o stare de euforie, o să clarific. Dacă acest 10 reprezintă un sfârșit de iluzie sau paleta asta de culori sau instrumentul muzical pe care îl puteți primi de la cineva, cadou, poate chiar se va și întâmpla. Și, cu alte cuvinte, o șansă de a vă schimba întreaga energie. Așa. Sfatul este regina de monede. Regina de monede creează și ea. Creează valori. Sau, dacă nu e vorba de o valoare, pentru că până a crea valori trebuie să înveți să creezi, da? Pune în practică. Pune în practică ce visează sau ce a visat și ce simte. Poate să pună în practică și o dezamăgire. Și aici este provocarea. Alchimia aceasta, să echilibrați suferința cu euforia și să le puneți în practică, în muzică, dacă faceți muzică, în pictură, în poezie, în ce faceți. Și uite așa creșteți spiritual. Uite așa creșteți spiritual. Și vă zic eu, ca și ghid, dacă cine vrea să mă asculte. Exterior aveți un 3 de băte. Cineva de la un drum vă așteaptă. Sau este nevoie să comunicați cu cineva care nu este chiar lângă voi și aici este provocarea care se repetă. Există un personaj la distanță. Da? 3 de bâte este o energie pozitivă care dă speranță. Da? Care privește în zare. Ia uite, iar privește în zare. Vede lucrurile altfel. Simte vântul libertății. The Wind of Change. Ia ascultați. Scorpion. The Wind of Change. Ar fi frumos să apară și roata norocului. Dar cred că are legătură și cu steaua, pentru că și steaua e la distanță. Un personaj, o situație la distanță, care ar putea să vă dea speranță și să vă scoată din această vibrație, din dezamăgire. Țineți la ceva, la un trecut, nu mai țineți la trecut. Construiți-vă, dragii mei, viitorul în libertate. Frumos! Deci vă este teamă de 3 de cupe, poate de niște prieteni care vă distrag de la, nu știu ce, 3 de cupe. Vă este teamă că nu vă veți întâlni cu sufletul pereche, dar dacă voi sunteți în karmă, dacă voi sunteți în această energie, ia uitați, dacă voi sunteți aici, cum să vă întâlniți? Trebuie să vă eliberați. Voi nu înțelegeți că sufletele perechi și sufletele, flăcările gemene, trebuie să se elibereze de karmă ca să se întâlnească? Asta e. Asta e. Aici este provocarea, destinul. Cum vă vindecați, cum vă eliberați și așa mai departe. Ce vă doriți? Ce frumos. Lumea. Iar acest personaj de la distanță, pentru unii aveți 3 cărți care vorbesc despre distanță între voi și cineva. Toate trei sunt cărți pozitive. Cărți care vă dau viziune, da? Viziune. Un viitor, evident că nu un trecut, care își doresc libertatea de a călători, cu gândul, de a explora cerul, de a explora alte țări, alte continente, eu știu ce, drumuri, orașe, orizonturi, spuneți cum vreți, da? Aici este lumea. Pe de altă parte, lumea înseamnă și să și încheiați acest capitol. Cum să ieși în lume dacă nu închei un capitol, da? Dacă nu ieși din casă. Ai încheiat capitolul cu casa, cu dezamăgirile. Și am zis casă în sensul că e de suflet, e o energie stagnantă acolo. În continuare, ce reușiți să faceți? 5 de spade. Nu prea îmi place. Ia să vedem. 0. 5 de... Nu prea îmi plac chestiile astea. 5 de spade sunt conflicte, argumente, lupte pentru acest nou început, pentru că voi vreți să încheiați acest capitol. Și aici este provocarea. Posibil, dacă aveți, sunteți, repet, dacă sunteți într-o relație karmică, în momentul în care, chiar dacă nu vorbește persoana care v-a rănit, în momentul în care vreți să vă eliberați acest personaj, o să se întoarcă cu diferite discuții și strategii. Aici este provocarea. Să o luați de la zero. Da? Să o luați de la zero. Dar aveți ori invidioși, ori discuții, ori jocuri mentale între voi și cineva. Și cred că e o energie foarte, foarte karmică. De care voi trebuie să vă separați. Măi, e karmă că e justiția, da? Dar ce urmează, da? 5 de monede, iar probleme în cuplu, responsabilități, consum energetic, griji foarte mari, lucruri de neînțeles în această karmă. Nu e balanță musai, nu e nici justiție, aici nu e justiție, nu. Aici este injustiție, aici este relația nedreaptă, nespornică în care stați. Aici este. Posibil să fie energia acestui personaj care v-a rănit, care apare în viitor, urmărindu-vă, dar nediscutând eventual. Că văd multe spade. Știm bine că unii ați sperat la cineva și s-a lăsat cu lacrimi. Dar o să și clarificăm. Las doar 5 de spade și 0. Da? 0 fiind și zodia berbecului, printre altele. La capătul setului de cărți aveți spânzuratul. Am zis stagnare. Am zis bine, măi. Într-o relație karmică, tradițională, nu sic-ortodoxă musai. Poate să fie și familie, poate să fie și membru de familie, poate să fie și cineva căsătorit. Stagnați. Stagnați, pentru că apare după acest mare preot 7 de spade. Vă păcăliți. Ori vă păcălesc ei, ori vă păcăliți voi. Și voi vă păcăliți pentru că aveți așteptări absurde de la cineva care este foarte rigid în mentalitate. Da, simțiți multe pentru ei, poate ați fost și împreună, dar, deși aici apare Venus Berbec, dar lucrurile au merg greu, cavalerul de monede. Cel mai important este că prima carte este spânzuratul. Adică sacrificii, stați pe loc și voi aveți nevoie să vă eliberați de aceste, ia uitați-le, unde sunt? Lanțuri, lanțuri, aici, de lanțuri, am vorbit de lanțuri de la început, da? O să amestec cărțile și acum o să încep să și clarific, da? Clarificăm, te rog frumos, 4 de monede pentru berbeci și berbecuțe. Pentru că mesajul important este libertatea, artă și spiritualitate, ca să nu-i de cealaltă poveste, de acel grup de cărți care au ceva de adăugat. Ia-uite. Țineți foarte mult. Încă țineți, cred, a personajul care v-a rănit. Încă țineți. Eu aș vrea să vă luminați un pic, pentru că e un joc mental ce se întâmplă aici, este o strategie incorrectă. Eu zic mai bine să țineți la eliberarea voastră, să țineți de libertatea voastră, măi. Și vă zic eu, care am planete în vărsător și în săgetător. Cui nu-i place? Pa! Ascultați în altă parte. Nu vă place libertatea? Ascultați în altă parte, pentru că pe acest canal se promovează libertatea de gândire, de simțire, eliberarea de karmă. Nu vă place? Duceți-vă în altă parte, care vă susține să stați în relații toxice. Ia uite, 10 de monede. Probabil că persoana e căsătorită sau cu gândul doar la bani. Uite, comori, da? Este o distanță, posibil. Ia uite, poate și căsătorită, iar. regele de monede. Dacă acest personaj ține la bani și voi păstrați în sufletul vostru, eu zic să vă eliberați, pentru că provocarea este, dragii mei, a zis, este steaua, vindecarea sufletului vostru, echilibrarea voastră emoțională și puneți-vă, domnule, odată dorința asta de eliberare. Și nu e suficient doar să o puneți, trebuie să și marcați pașii, mai. Trebuie să ieșiți. Clarificăm 7 de cupe din trecutul îndepărtat pentru berbeși și berbecuțe. Ia uite. Poate că sunteți voi semnul de foc care s-a consumat în această energie confuză. Poate că voi ați avut opțiuni și nu v-ați folosit de această oportunitate să vedeți. Dintre toate opțiunile ați ales-o pe cea mai neplăcută. Cea care v-a consumat. Ați făcut, cu alte cuvinte, o alegere proastă. Da? Alții. V-ați consumat visând și n-ați realizat nimic. V-ați ales cu lacrimi. 4 de cupe. Bine, arată și 3 de spade. Hai să și clarificăm 3 de spade, despre care noi știm în principiu. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, poate să fie orice fel de semn. Sunt niște dezamăgiri. Ia uite, soarele. Frumos ar fi să aveți această trezire. Frumos ar fi nemaipomenit, pentru că, repet, leitmotivul este libertatea și aici este, ia uite, portocaliu și galben. Aveți încredere, galben înseamnă, da? În creativitatea voastră, că tot am vorbit de artă, muzică, pictură, spiritualitatea, țineți de și această spiritualitate se poate manifesta într-un mod creativ, da? Deci aveți nevoie. Chakra a doua și a treia trebuie să lucrați foarte mult, da? Soarele înseamnă o înțelegere deosebită a lucrurilor și spânzurat înseamnă o nouă perspectivă. Sper din tot sufletul să aveți o nouă perspectivă despre această dezamăgire, să înțelegeți că de multe ori noi ne dezamăgim pentru că avem așteptări, pentru că ținem prea mult la nu știu ce proiecții și pentru că nu ne dăm dreptul la libertate. Pentru alții, deși cred că e valabil pentru, dacă într-adevăr, adică nu că într-adevăr, sunt convinsă că acesta, nu m-am exprimat corect, motivul acestei dezamăgiri este egoul cuiva. Egoul cuiva, al vostru, al lor. Pentru că soarele înseamnă și ego, înseamnă și mândrie. Mândrie. Cineva care... Ia. Regele de spade, Lia. Dar nu fi doar Lia, ori mai fi și alții. Regele de spade, iau și regina de cupe în spate. Au fost sentimente neexprimate, ale voastre, ale lor. Sau cineva a fost foarte... Cum am zis? Cineva a fost foarte romantic și celălalt a fost foarte sobru, cu gândul doar la lucruri practice. Ia uitați aici. Asul de spade și 4 de monede. Și aici este provocarea, vindecarea voastră și descoperirea destinului vostru, că acesta nu este destinul vostru, nu deocamdată. Nu. Poate că o să vă întâlniți, eu știu, peste cât timp, într-o altă ipostază în care sunteți puteri și nu mai tânjiți după lucruri care vă aduc suferință. 10 de cupe în prezent, te rog frumos. 10 de cupe în prezent pentru berbe și berbecuțe. Ce este? Un ideal? O căsnicie care a fost cândva frumoasă și acum nu mai e? Sau viitorul vostru? Ia. Oh, da. 10 de cupe și 10 de spade. Dacă vă eliberați de dureri, aveți parte de plăceri. Ar trebui să fie un spot publicitar, da? Și aici este, vouă este teamă să vă bucurați, pentru că apare în poziția fricilor. Pe de-o parte, ziceți că nu o să mă întâlnesc cu sufletul meu pereche, pe de altă parte, proiectați că ei sunt sufletul vostru pereche, dar sunt niște suflete karmice și nu uitați că și flăcările gemene au o karmă teribilă. Da, este și multă suferință, dar și multă bucurie. Așa că, dragii mei, eu zic să vă eliberați gândul de la vechea poveste, să vă concentrați pe o nouă direcție creativă în care să vibrați. Apropo de muzică, poate nu faceți muzică, dar vibrați la unison cu universul și cu direcția pe care v-ați ales-o. Da? Și atunci, vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, cum am văzut spânzuratul. Vedeți că este frumos să speri și să-ți păstrezi idealurile, chiar dacă ai fost rănit. Chiar vă zic din experiență că se poate. Și cum se poate? Prin artă și păstrându-vă libertatea. În continuare, clarificăm, ia uite și la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Da, dacă au fost secrete în acest ciclu de trădări, au fost? Au fost. Lupte, puterea, cavalerul de bâte, puterea. Posibil pentru unii să aveți două personaje în viață. Unul care v-a trădat sau v-a trădat. Poate că v-a trădat. V-a rănit. V-ați simțit voi răniți. Da? Nu neapărat că v-a trădat. V-a trădat, nu știu, ego-ul, așteptările. Posibil. Și să aveți alt personaj care vă încurajează, vă atrage într-o lume mai colorată. Cum am zis mai devreme cu arta, dați în urmă că e foarte frumos ce am văzut acolo. Foarte frumos ce s-a arătat. Un potențial, da? Marea Preoteasă, 6 de cupe. Aici este. Ar putea să fie un personaj semn de apă pentru unii. Acum că acest semn de apă v-a rănit pentru unii, că e semn de aer, pentru că e semn... Viața e complicată și oamenii sunt complexi și diferiți, da? Voi vedeți cine v-a rănit. Dar există posibilitatea, pentru că aici este provocarea, dragii mei. Steaua. Provocarea este să sperați, să aveți încredere. Să vă treziți la o nouă realitate, să vă proiectați în dimensiuni și asta o faceți prin muzică și prin artă. Evident că și prin spiritualitate, da? A apărut spiritualitatea, prin meditație, dar cel mai ușor, pentru că meditația pentru un om agitat e mai greu de obținut, da? Prin artă și prin muzică. De-aia zic, posibil să fie două personaje diferite. Clarificăm steaua pentru berbeci și berbecuțe. Place etalarea. Sper că vă place și vouă, da? Steaua. Berbe și berbecuțe, steaua. Provocarea. Astea. Vindecați-vă de acest personaj. Vindecați-vă de acest personaj. Poate, pentru unii, să fie cineva cu marcaj în zodia Vărsătorului, iar marcaj, nu neapărat zodie. Văd și marcaj în balanță, dar cu niște probleme de cuplu aici. Mai dăm o carte, totuși, pentru această provocare. Eu zic că e vindecare. Vindecați-vă de acest rege de spade care nu vorbește, care este prea mental, totuși. Eu zic că berbecii în principiu sunt creative, așa cum îi știu eu. Aceea pe care îi știu. Ia uite. Cavalerul de cupe și valetul de cupe. Unii probabil tot așteptați niște scuze. Dar iar sunt două elemente. Aer, și aici este aer, 10 de spade, și un aer, o atitudine mentală, mai bine zis, mentală, nu neapărat verbală, posibil să fie și verbală, mentală a cuiva, a unei situații pe care asta e tot, de care trebuie să vă eliberați. Și în momentul în care vă eliberați, vă vindecați, începeți să sperați, că stea înseamnă speranță, credință. Credința se regăsește și în 10 de cupe, aici, în prezent. Aici, credeți că mai există oameni sensibili pe această lume și că meritați. Iar pot să fie două personaje pentru că steaua are 2 cupe, da? Și aici să fiți în echilibru. O să vedem. Cavalerul de cupe și valetul de cupe. Da, poate să fie și rămâne de văzut, deși mă cam îndoiesc. Dacă acest personaj va veni să-și ceară scuze, poate nici nu se simte vinovat. Și voi tot așteptați. Da? De-aia zic, și uneori vă răniți așteptând ceva ce celălalt nici nu știe că trebuie să ofere. Dar, pe lângă aceste scuze, mai este și oportunitatea de a comunica emoțional. Cavalerul de cupe, valetul de cupe comunică din suflet despre ceva. Poate aveți pe cineva, pentru că apar 10 de cupe, aveți pe cineva care Cavalerul de cupe este și un consilier de suflet. Deci dacă sunt doi, cavaleri și valeți, puteți să fiți două personaje, că am văzut două de cupe mai devreme. Puteți să fiți voi cu cineva discutând niște chestiuni de suflet și eliberându-vă și vindecându-vă și uite așa din discuție în discuție să vorbiți și despre artă, cupele înseamnă artă și bâtele, dar da, depinde de context. Clarificăm, te rog frumos, regina de monede. Sfatul, regina de monede. Regina de monede. Pentru berbeci și berbecuțe. 8 de monede, munciți. E sfatul. 8 și cu 1, 9. Munciți ca să fiți independenți, independente. Munciți ca să vă construiți valoarea, că am zis apare și constructorul. Dar, dragii mei, nu vă construiți, învățați din experiența trecutului și a oamenilor care au fost obsedați de bani, da? Aceștia rănesc și aduc, pentru că n-au ce să, da? Construiți altfel. 8 și cu 1 înseamnă 9. 9 înseamnă expansiune, înseamnă spiritualitate. Puteți, în acest proces de transformare, de descoperire a independenței, libertății voastre prin muncă, trebuie să munciți, în primul rând, pentru libertate. Libertatea nu înseamnă gata, am plecat de acasă și sunt liber. Libertatea nu înseamnă gata, nu mai am făcut revoluție și gata, facem ce vrem. Da? În democrație, libertate, în comunism nu e. Nu? Astea nu sunt, sunt niște bazaconii. Libertatea este un lucru frumos și greu de obținut și de menținut. Pentru doamnele care au fost rănite, munciți ca să vă găsiți stabilitatea, descoperiți noi abilități, noi talente, apropo de muzică, artă, spiritualitate, da? Iar munciți în a vă dezvolta, nu doar spiritual și practic, sau nu doar practic, dar și spiritual, pentru că în momentul în care descoperi că trebuie, știi să faci și contabilitate, știi să faci și muzică, hopa, știi și niște chestiuni care țin de vindecare și tot așa, fiecare monedă înseamnă o calitate, da? Atunci îți crești valoarea. Și poți să crești și spiritual, evident, dacă le folosești în echilibru și cu... înțelepciune. Dar sfatul este... pentru unii dintre voi, dacă aveți de-a face cu un personaj care este mai în vârstă decât voi, mai... da, posibil să fie un personaj mai în vârstă, voi trebuie să munciți ca să vă apropiați de ei. Pentru cine o fi mesajul. Da. Ia uite, aveți o mare pasiune. Wow, wow, dar ce pasiune. Nici nu vreau să știu. E absolut. Regele de băte, asul de băte, noroc că apare această mare preoteasă. Noroc că nu arătați această pasiune, că atunci ar fi foarte intimidantă. Glumesc. Dar e un foc teribil pe care îl simțiți pentru cineva sau, dacă nu pentru cineva, dragii mei, aș vrea din tot sufletul să simțiți pentru un proiect. Asul de bâte înseamnă și un proiect. Și dorința de libertate, că sunt aceleași culori, black, sunt aceleași culori, da, și dorința de libertate, dar poate să fie și un proiect muzical, un musical, un proiect artistic, da? Nu doar sex. Asul de bâte nu înseamnă doar sex, nu înseamnă doar atracție fatală. Da? Totuși, aveți aici în secret ceva, un foc. Vă rog din tot sufletul, pentru că a apărut la sfat. Munciți acest foc, folosiți-l în scopuri alchimice, da? Știți cuvântul, da? Transformați acest, sau puneți, ce frumos e mesajul. În alt set de cărți, la această 8 de monede, este un foc în spate în care cineva toarnă metalul sau aurul în niște forme speciale, creează valori, cum am zis la regina de creează valori. Și atunci, folosiți acest foc în acest proces de transformare în care voi munciți ca să fiți mai buni, cea mai bună versiunea voastră. Și uite așa vă vindecați prin muncă, pentru că 8 înseamnă moarte, renaștere, da? Frumos. Da, zic, țineți în secret chiar proiectul, dacă e un proiect de artă, sau neapărat de artă, dar mai ales dacă e de artă. țineți-l în secret până îl lansați, dar pentru unii e și o pasiune. Posibil să fie și o pasiune la locul de muncă, deși nu obligatoriu. Dar dacă e o pasiune la locul de muncă, vă rog frumos, inspirați-vă de la colegul, colega, șeful, șefa sau cine o fi, care este un pic mai bine decât voi. Dacă e diferență de vârstă și de experiență profesională. Mesajele sunt pentru cine vrea să audă, evident. Cine nu vrea să audă, pa, la revedere, pa. 3 de bâte. Exterior. 3 de bâte. Influență exterioară, da? 3 de bâte pentru berbești și berbecuțe. Cineva la drum. Ai de capul meu, mai. În fine, dacă e pasiune, că am văzut regele de bâte și asul de bâte, e intoxicantă, 3 de bâte și diavolul, da, dacă e pasiune, puf. Pentru unii poate un capricorn la distanță, că tot a apărut la sfat monede, dar nu e obligatoriu, sărăcuții capricorn, nu ar fi toți așa de încornorați. Pentru alții, este o situație, zic situație pentru că înseamnă, pot să spun foarte mult, e o situație. O situație cu cineva care nu este lângă voi, la distanță. Și această situație a devenit toxică. Din ce motive ar mai trebui să scot încă nu știu câte cărți? Poate o să scot. Dar această toxicitate a adus lacrimi și nevoia cuiva de a se vindeca. De a-și vindeca inimioara, da? De această dragoste. A fost dragoste cândva. It must have been love. Astăzi chiar am... Ia uite, cred că e a doua melodie, da? Apropo de muzică, pe care o canalizez. It must have been love. But it's over now. Hai să mai... și am și fiori. Mai dăm o carte. Ce acest diavol, mai? E de trecut. E de prezent. Ops. 4 de bâte invers. 4 de bâte invers. 4 de bâte invers înseamnă 3 de bâte, exact cum a apărut. Pe de-o parte. Dar 4 de bâte este posibil pentru unii un fals suflet flacără geamănă. Da? Un fals, o falsă flacără geamănă. Pentru alții, acest personaj ori are probleme acasă, ori relația frumoasă care a fost cumva între voi s-a dezechilibrat din cauza unor energii toxice. Repet, poate să fie ego-ul cuiva, poate să fie un stil de a comunica, pentru că am văzut regele de spade, puteți să fiți și voi, dacă sunteți berbeci care nu știți să comunicați, da? Și 3 de spade, da? Oricine poate să fie acolo, da? Oricine poate să fie orice carte, dragii mei, nu vă fixați pe anumite etichete. Situație toxică. Care a dezechilibrat un potențial sau a dezechilibrat o casă. Pentru că 4 de bâte înseamnă și casă, înseamnă și relație de prietenie, relație armonioasă, colaborare, suflete perechi, nu karmice, că am văzut karmic mai devreme, perechi. Unul a vrut să comunice, altul a fost foarte sobru sau foarte meditativ. Unul a vrut să marcheze victorie, altul s-a concentrat pe alte relații. Adică nu s-a concentrat doar pe o singură relație, s-a concentrat pe mai multe. Mai multe poate să fie și locul de muncă, da? Dom'le, n-am timp de tine că trebuie să mă ocup de locul de muncă, da? Vedeți, aceasta este energia, să vi le și arăt. Influența exterioară, ca să le vedeți, da? 3 de bâte, diavolul și 4 de bâte invers. Dacă voi vreți să vă interpretați cum vreți, sunteți liberi. Sunteți liberi. Oh, și unde s-au oprit la îndrăgostiții? Niște îndrăgostiți care au fost bubuiți rău de tot. De trezire, de soarele ăsta, de ego. Ego-ul ăsta a distrus. Mai clar, ego-ul ăsta a distrus un potențial. Un potențial frumos. Dar, repet, eliberați-vă. Poate că face parte, nu că poate, cu siguranță face parte din destin, din steaua voastră. Ca să învățați să vă vindecați, ca să învățați să vă uitați la cerul, să învățați să sperați, să lucrați cu voi, 8 de monede, să vă găsiți valoarea. A apărut împărăteasa. Dragoste, abundență, spor. Dar nu am cerut nimic. 3 de cupe. Clarificăm 3 de cupe în poziția fricilor pentru berbeși și berbecuțe. 3 de cupe. 3 de cupe, 3 de monede, da. Pe de-o parte, poziția fricilor. Nu știți, pentru unii, posibil să fi fost un triunghi. E al 3-3. Ah, nu, al 4-lea. 3 de spade. Ia uitați-l. 3-3-3. Să vă spună ceva. 3 de spade în trecut, da? În poziția prezentului, influență exterioară, 3 de bâte. În poziția fricilor, 3 de cupe, 3 de monede. Toți 3 aveți. 3-3-3. E o chestiune de comunicare, de călătorie, de distanță, da? Din cauza că sunteți la distanță, nu puteți să comunicați. Și dacă sunteți aproape, eu știu din ce alte motive nu comunicați cum ar trebui, da? Pe de o parte, pentru că e în poziția fricilor, credeți că mare grijă să nu proiectați, dacă ați trecut printr-un triunghi amoros sau dacă persoana dragă n-a avut suficient timp pentru voi din cauza problemelor la locul de muncă, că poate să fie și jobul, da? N-a avut timp de distracții pentru că a trebuit să muncească și sunteți dezamăgiți din cauza asta. Încercați să nu proiectați această situație ca fiind leitmotivul următoarelor relații. Da? Nu toată lumea se va purta la fel, evident. Pe de altă parte, vă este teamă și de faptul că trebuie să munciți pentru întâlnirea cu sufletul pereche. Unii dintre voi și, iar, trebuie să alegeți, să exprimați ceva. Ca să construiți ceva durabil, trebuie să exprimați, să vă exprimați sentimental. Și acum, pentru că este un valet, posibil că mesajul să fie pentru bărbați sau pentru oameni, neapărat bărbați, oameni, cei care aveți planete în berbec și care știți că sunteți de fel mai, sau așa ați fost educați, să fiți mai sobri și mai puțin sentimental și aparent vulnerabil. Clarificăm lumea. Pentru berbeși și berbecuțe. Da. Încercați să închideți un capitol în care nu neapărat că v-ați sacrificat, că toată lumea o să zică, vai că nu berbecul s-a sacrificat eu. Că știți că au eu ceva cu berbecii, că berbecii nu se sacrifică. Un capitol în care ați stat pe loc, ați stat în relații karmice, ceea ce arată, eliberați-vă, eliberați-vă și mergeți, nu neapărat prin lume, puteți să mergeți prin alte dimensiuni, prin muzică, dragii mei, prin artă, prin spiritualitate. Dați la prima parte, da? Ia uite, luna, secrete, justiția, blocaje, probleme financiare. Da, vă doriți un nou capitol în care nu mai stați pe loc, Dar aveți această viziune? Aici este important, ok, vrei să închei capitolul, ai viziunea? Cum vrei să-ți manifesti libertatea? Da, vrei să te eliberezi, dar cum vrei să-ți manifesti libertatea? Mai dăm o carte pentru această secțiune a dorințelor, lumea. Asta e luna. Da. Trebuie să vedeți această lume emoțională într-o altă perspectivă, să vă simțiți sufletul, emoțiile altfel. Să înțelegeți că emoțiile fac parte din voi, și negative și pozitive. Acestea. Pentru cineva, tot așa, o situație la distanță în care nu s-a creat confuzie din cauza acestei și stagnare din cauza acestei distanțe. Nu v-ați văzut corect. Că așa se întâmplă. Pentru că nu vă vedeți față în față. Trebuie să vă vedeți față în față. Că uneori nu merge intuiția. Totuși, la capătul setului de cărți aveți 9 de cupe, speranță, emoții. Dar și lacrimi, lacrimi, bucurie, lacrimi, bucurie. Ce reușiți să faceți totuși? Până la urmă, mesajul este că vă doriți o nouă lume sau un nou capitol în care vă eliberează stagnare, da? Și vă conectați la intuiția voastră, că am văzut de câteva ori Marea Preoteasă și ca să vă înțelegeți destinul, trebuie să vă conectați la intuiția voastră, trebuie să urmați ciclul lunar, să știți să faceți manifestările acelea la lună plină, lună nouă, da? Pentru unii dintre voi, aveți, ori începeți, probabil că încheiați un capitol și începeți altul cu cineva cu marcaj în semn de apă, pești, drac, scorpion, nu pentru toată lumea, evident, sau cineva care face trigoane cu luna voastră, știți? Sunt niște aspecte lunare. Ia uite, magicianul, vreți ceva nou? Uite. Aveți răbdare unii dintre voi să vă vindecați. Doamne ajută să aveți răbdare să vă vindecați. Aveți răbdare în această dragoste. Este o dragoste. Și în primul rând trebuie să fie dragoste față de voi, da? Dacă ați fost răniți, dați-vă timp să vă vindecați. Dați-vă timp să creșteți spiritual. Și să vă stabilizați, pentru că Marele Preot este o energie stabilă, autorizată, să vă stabilizați din punct de vedere spiritual, că apare profesorul, interesant, apare profesorul spiritual, e un profesor spiritual pentru unii, da? Care vă ajută în acest proces de vindecare și vă ajută să manifestați. Vor fi mai mulți profesori? Poate chiar la distanță, să fie un profesor spiritual cu care comunicați online, despre emoții, despre cum să vă eliberați de karmă. Și interesant că vine să tujesc, probabil că Vishuddhi va fi stimulat, marcat, da? Chakra comunicării, Mercur comunicare. În viitor clarificăm valetul de spade invers. Am zis că cineva în continuare tace din imaturitate. Ia uite. Cineva tace pentru că nu știe să aleagă. Dacă voi tăceți, dacă voi aveți de ales, poate că ar fi bine să nu vă aruncați în discuții, să studiați piața, pentru că pentru mine valetul de spade înseamnă și un studiu, dar, ia uite, da, trebuie să alegeți clar, trebuie să alegeți clar între cineva față de care a simțit multă dragoste, foarte atractiv, dar care a fugit, sau voi ați fugit de ei, sau ei au fugit de voi. E o chestiune de alegere importantă în dragoste. Știți, e runnerul, fugăciosul. Apare și în viitor, la fel de nehotărât cum a fost și în trecut și în prezent, da, pentru unii dintre voi. Pentru alții, puteți să fiți voi în poziția în care trebuie să faceți o schimbare, nu numai în carieră, poate să fie și în carieră, o schimbare care să vă aducă mai aproape de libertatea voastră, pentru că sunteți la o răscruce, veți fi în curând, la o răscruce de drumuri. Ce alegi? Libertatea sau relația karmică? Să fii independent, să ai afacerea ta, cum face Regina de Monede, să ai afacerea ta, care merge greu la început, da? Nu ai salariul pe care l-ai la început. Când ești angajat, ai un salariu bun, mai mult sau mai puțin, da? Dar când îți începe afacerea ta, vai, cine are afacerea? Rămâna sus cine are afacerea lui și știe cât e de greu, da? Să-și drămuiască banii. Nu este confortabil, nu este confortabil, dar merită să alegi libertatea. Întotdeauna. Întotdeauna. Libertatea nu exclude dragostea. Puteți să fiți îndrăgostiți și să fiți liberi. Nu contractele vă țin în dragoste, ci dragostea, da? În povestea de dragoste, da? Nu contractele, ci sentimentele, luna aceasta pe care trebuie să o înțelegeți unii dintre voi. Interesant. Și aici este lupta voastră mentală, 5 de spade, cum să manifestați acest nou început. Pentru că aveți trecutul pe care îl aveți, da? Cu suferințe, cu aia, ca toată lumea, că toți avem așa ceva, da? Unii dintre voi trebuie să plecați de acasă, o mamă și un tată, mamă și un tată pentru cineva. Da? Trebuie să vă găsiți o strategie cum să vă eliberați de aceste concepte tradiționale, mamă, tată, familie, da? Soție. Da? Nu zic, căsătorie e căsătorie, pentru cine vrea să se căsătorească. Da? Dar dacă vreți să vă întâlniți sufletul flacăra geamănă, pentru că știți că această carte înseamnă și flacări gemene, și aveți aici o falsă flacără geamănă sau o flacără geamănă care s-a îndepărtat de voi sau de situație pentru că ceva n-a fost, n-a mers. Ori în viața voastră, ori în viața lor. Unde vreau să ajung? Ca să fiți în flacără gemene, aveți nevoie de libertate. Flacările gemene nu se vor căsători în contracte. Nu. Au o misiune spirituală împreună, au de făcut lucruri frumoase împreună, se oglindesc într-un fel sau altul. Am zis într-un fel, așa. Într-un fel, unii, nu toată lumea, aveți șansa pentru că aveți artistul și muzicianul, pentru unii, da? Dar unde să vă întâlniți în această libertate de spirit? Și cineva ajută să vă întâlniți un profesor spiritual eventual. De-aia zic, prin ajutorul pe care l-am văzut în Marele Preot, da? Pe care vi-l dă, dați în urmă. Cum să vă învață cum să vedeți lucrurile, cum să vă eliberați, cum să vă simțiți, cum să lucrați cu luna, da? Interesant ce văd. Dar aveți de ales. Ce vreți? Libertate sau karmă? E alegerea voastră. Eu voi promova întotdeauna libertatea și repet, cui nu-i place, pa. Pa, pa. Clarificăm 5 de spade pentru berbeci și berbecuți. Ori este cineva invidios? Oh, știți cum încep să apară invidioșii când vreți să vă eliberați? Când vă faceți pachetelele, bagajele, să plecați de acasă sau să vă dați demisia. Știți cum apar? Invidioșii. Oh, imediat, imediat. Ia uite, schimbare de karmă. Întâlnire de destin. Clarificăm 5 de spade, te rog frumos. Deci se întâmplă schimbarea totuși, încet, încet. Ia uite. Posibil un tată, un șef, un soț pentru unii. Aici este. Sau lupta mentală cu falsul echilibru financiar. Cum am zis, ca să fii liber, ca să fii independent, la început trebuie să treci prin greutăți. Am văzut un 5 de spade mai devreme care putea fi interpretat prin greutăți care se vor echilibra în timp. Dar trebuie să muncești pentru acest zero, trebuie să muncești. Uite, aveți pasiune, aveți, uite. Repet, poate să fie un profesor spiritual care sau un profesor financiar, da? Un ghid spiritual sau un ghid financiar care vă ajută să întreprindeți ceva, pentru că aici apare regele de bâte, este întreprinzător, este independent. Iar alegeți, ce alegeți? Tradițiile sau să fiți independenți, să fiți creativi? Clarificăm și zero. Pentru berbești și berbecuțe. Oh, ce frumos, interesant. Da, eu cred că atunci când plecați, dacă plecați de acasă sau vă dați demisia sau vă schimbați, poate să fie și ceva, da, o plecare de acasă. Ieșirea din tradiție, ieșirea din... Simțiți că faceți acele lucruri care vă eliberează de karmă și de fiecare dată. Va fi un moment zero în care vă veți simți voi liberi. O luați de la zero, da? Zero. Nou drum. Nu știi unde ajungi. Dar undeva trebuie să ajungi. Și atunci trebuie să ce proiectezi. Da? Scopul, ai steaua. Ai steaua care te va ghida. Dar în momentul ăla zero, cred că unii vă veți îmbăta de bucurie sau vă veți simți foarte euforici. Că marcați acest zero. Marcați acest zero. Pentru unii iar apare semn de apă, dar nu obligatoriu. Da. Asta e. Eu zic că e frumos. Vedem în cât timp se manifestă. Dar, dragii mei, repet. Vreți să stați în karmă? Ascultați ce alte etalări vreți. Nu mă interesează. Eu voi susține pe acest canal libertatea. Dragostea nu este în contracte. Echilibru financiar poate să fie în contract, dar dacă n-ai libertate... Nu știu cum stau alții în afara libertății. Nu știu. Nu știu. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa! Numai bine!